un genunchi destul de simplu astăzi. Folosesc Medinav pentru dictare. Oare 8. Examinarea iremenativă a genunchiului drept evidențiază două puncte de la capăt. Ligamente încrucișate și integre fibrilar, ligamente colaterale fără particularități IRM de la capăt. Meniscul intern prezintă o fisură orizontală la nivelul regiunii vasculare a cornului posterior al meniscului intern, necomunicantă cu suprafețele articulare, în paranteză minimă leziune gradul 2 versus vascularizație intrameniscală restantă specifică vârstei. Oricum, ori una, ori alta, nu e nimic de operat aici. Asta e fisura. Menisc extern cu formă și semnal păstrate de la capăt. Pacienta este atletă de performanță, dureri adiacente rotulei. Ok, ne uităm la cartilajul cartilaj femuro-tibial fără defecte de suprafață. Confirmăm PPD-ul fără fațat. Ok. Revenim la cartilajul femuropatelar cu grosime crescută aproape 5 mm, limita normală fiind limita de sus a normalului fiind 5 mm, deci la limita superioară a normalului, dar cu modificări de semnal și eroziuni la nivelul fațetei mediale pe care le regăsim în sagital. Cu aspect de condromalacie retropatelară gradul 2-3. Mai observăm aici o fină plică sinovială medială care este incompletă. O vedem și în sagital. Pare că nu se interpune în spațiu femuropatelar și nu este îngroșată, deci este o plică sinovială medială fără complicații. Cartilaj trochlear fără defecte de suprafață de la capăt. Vedem aici niște modificări inflamatorii în grăsimea HOFA de la polul inferoextern al rotulei, probabil impingement al grăsimii la acest nivel, probabil datorită sportului de performanță. De cele mai multe ori însă se datorează unei patela alta. Măsurăm indicele INSAL salvati, care în cazul acesta este 4,66 supra 4,16. E 1,12, limitat normală este între 0,8 și 1,2, deci nu este o patela alta. Prin urmare, e doar un impingement al grăsimii cu ușoară inflamație, deci există motive de disconfort în regiunea anterioară a genunchiului. Fără acumulări fluide intraarticulare cu caracter patologic, fără îngroșări semnificative ale sinovialei, fără edem intraspongios cu caracter post-traumatic recent în zona scanată. Uităm cu atenție pe T1 care poate să-ți arate lucruri pe care le poți rata pe celelalte examinări și ne uităm, bineînțeles, pe examinarea PD Space, care ne arată detalii în plus și anume vedem mai bine aceste fisuri, vedem fisura meniscală sau vascularizația care clar nu atinge suprafețele și fiindcă e o secvență izovolumetrică, pentru că altfel nici n-ar avea rost să o fac, după părerea mea, putem să o reconstruim în toate planurile fără pierdere de calitate și obținem aceste frumoase imagini axiale sau coronale, chiar dacă achiziția a fost în sagital. Pentru cine nu știe la ce mă refer, vă invit la cursul pe care îl țin împreună cu General Electric
de câteva ori pe an despre operare la rezonanță magnetică. Până atunci, toate cele bune, spor la treabă!